a început primul val serios de cumpărături dintr-o lună plină de surprize și de cadouri. Așa că astăzi vom vorbi despre acest subiect. Bun găsit, începe inevitabil o nouă emisiune Tendințe Shopping. Alegând cadoul potrivit, vei fi răsplătită cu zâmbete de bucurie. Și ce poate fi mai frumos în această lună a cadourilor decât să-i vedem fericiți pe cei care ne sunt aproape? Deși este destul de greu să alegi din multitudinea de produse care sunt special ambalate pentru a fi oferite în seara de Moș Nicolae, noi încercăm să-ți facem o idee și astfel să câștigi timp la cumpărături. Copiii sunt cei care se bucură cel mai mult de venirea lui Moș Nicolae, iar pentru ei cele mai frumoase cadouri sunt jucăriile. Discutăm astăzi despre cadouri, cadourile de Moș Nicolae, așa că alături de mine este Irina. Bun găsit! Bine te-am găsit! Văd că este o masă plină de cadouri. La noi Moș Nicolae a venit un pic mai devreme. Despre ce este vorba? Ce cadouri ai ales tu de Moș Nicolae? Cadourile sunt destinate în special adulților, pentru că Mob Expertul nu este un brand care se ocupă de copii pentru cadouri, adică cadourile nu sunt chiar destinate copiilor. Pe tot vorbeam un pic mai devreme că Moș Nicolae este doar pentru copii, e adevărat că în ultimii ani această sărbătoare s-a transformat și este o sărbătoare pentru toată lumea, așa că astăzi am decis să luăm niște propuneri și să le prezentăm și telespectatorilor noștri. Să începem! Noi recomandăm în de Sfântul Nicolae ca orice doamnă, domnișoară să aibă în casă o casetă de bijuterii. Așa. În culorile Crăciunului. Vorbim de această casetă, da. Această casetă cu un design deosebit și foarte încăpătoare, pentru că noi știm toate, avem foarte multe acasă. Foarte multe bijuterii. Bijuterii, da. Aceasta este prima propunere astăzi la Tendințe Shopping, propunere pentru un cadou de Moș Nicolae. Cea de-a doua propunere... Cea de-a doua propunere este la fel destinată oamenilor mai în vârstă care și-au păstrat încă spiritul angelic din trânși. Este globul acesta de cristal, de sticlă, da. Care este deosebit tocmai prin forma lui, pentru că fiecare ne-am dorit, deși vedeam în filme lucrurile astea, noi nu le aveam. Acum sunt accesibile și nouă. Cea de-a treia propunere? Rămânem din nou la îngeraș. Așa. Avem îngerași din ceramică, care înlocuiesc mobilul de altă dată. Ei sunt foarte frumos lucrați, foarte simpli. Deci acești îngerași vin într-o formă adaptată, stilizată, și acești îngerași sunt potriviți pentru 2011, pentru că nu mai vorbim de acele bibelouri foarte lucioase și colorate. Crinele pentru șervetele de Crăciun. Pentru că au o culoare roșie, se potrivește de obicei mesei de Crăciun. La fel poate fi făcut un cadou, pentru că sunt deosebite. Orice doamnă, în momentul în care își împodobește masa de Crăciun, dorește să fie deosebită. Pentru cei mari, cele mai apreciate cadouri în această perioadă sunt seturile de lumânări parfumate în culori vii. Tot din această gamă mai fac parte și suporturile pentru lumânări sub diferite forme. Sunt foarte frumos realizate și de fiecare dată reușesc să-i bucure mult pe cei care le primesc. Pernuțele sunt de asemenea cadouri potrivite pentru seara de Moș Nicolae. Placemate-urile, care la fel, având culoarea roșie, se potrivesc mesei de Crăciun, dar... Ele se pot folosi și uzual. Deci nu doar de Crăciun. Nu doar de Crăciun. Noi le avem în diferite culori, deci se pot folosi. Noi le-am ales doar pe cele roșii, că suntem în sezonul roșu cu alb. Da. Și spuneai tu un pic mai devreme că Mob Expertul nu este o firmă pentru copii, dar... Dar am încercat să aducem ceva și pentru ei, și ca să nu uităm și pentru cei mici. Este un trenuleț destinat copiilor peste 3 ani. Care are un design mai rustic, nu neapărat mai rustic, mai să ne aducă aminte de noi când eram mici, că așa arătau terminuleții când eram noi mici. Da, la fel un cadou foarte frumos de Sfântul Nicolae este o cană, da, la fel în tendința Crăciunului, care conține bețe de scorțișoară și cafea cu aromă de vanilie. Cana este... Jurul când este țesut un material din lână, da, care îi dă căldură acestei căni, adică nu este doar o cană simplă. Da. Așa, la fel propunem pentru cadouri de Crăciun, sunt plantele, florile uscate cu aromă. Sezonul ăsta aroma este scorțișoara, pentru că în orice anotimp rece... Da.
Scorțișoara dă iarăși un miros de acasă. Specific. Da, specific. Alte variante de cadouri ar putea fi cutiile pentru ceai, cafea sau zahăr cu un design deosebit. Foarte practice și întotdeauna binevenite pentru a decora într-un mod frumos bucătăria. Mai puteți oferi un set de două ceșcuțe de cafea sau ceai sau două căni pentru lapte, ambalate într-o cutie cu motive de sărbătoare. Este un parfum de cameră, tot la fel cu mirosul de scorțișoară, care ține la fel cât în sezonul de iarnă. Deci este un miros specific Crăciunului, care nu ocupă foarte mult loc, are un design foarte plăcut pentru că sticla este foarte frumos colorată. Și că tot vorbeam mai devreme despre lumânări, văd și un suport pentru lumânări, nu? Da, este un suport de Crăciun. La fel cu... Un suport foarte vesel. Da, foarte vesel. Asta mai mult l-avem împrumutat de la american, de la cu omul plăcintă, da, din desene animate. El este foarte frumos, este vesel, este întotdeauna face orice lucru. E binevenit în casă care acordă o veselie, o... Și oricum, acest suport de lumânare este într-un design specific Crăciunului, pentru că noi, de obicei, atunci când sărbătorim acest eveniment, facem foarte multe prăjituri, gospodinele știu cu siguranță acest lucru, și atunci, de ce nu prăjiturile să nu stea doar în bucătărie și să fie și în living, dar într-o variantă stilizată și adaptată. Nu în ultimul rând, trebuie să discutăm și despre acele plante care stau în colțul din fața mea. Noi avem avem crăciunițele, așa se zic, plantelor ăstora, care sunt artificiale, dar produsele noastre, plantele noastre artificiale sunt de foarte bună calitate. Și lumânările care nu trebuie să lipsească de pe masă, da, de Crăciun, nu? Peșnicul, care pe masă de Crăciun este obligatoriu, pentru că el ne stilizează masa, face o atmosferă mai ferică, cu niște lumânări care se potrivesc sfeșnicului. Depinde, noi avem și pe 5 brațe și pe 3 brațe, le prezentăm acolo pe cele de 3 brațe, pe culoarea aurie, dar avem și argintiu și mai multe stiluri. Dar ăsta este cel clasic, cel folosit cel mai des de către noi. Și care nu se demodează niciodată, fie că vorbim de 1950, fie că vorbim, da, de 2011. Un astfel de sfeșnic cu 3 brațe își va avea întotdeauna locul la noi în living. Pentru iubiții voștri puteți alege fie o scrumieră deosebită, dacă este fumător, obiecte de decor luate de la anticariat, pentru cei care sunt amatori ai genului, sau de ce nu, o ramă foto, un ceas de perete, un breloc, un album pentru fotografii, un suport pentru ziare și reviste, o agendă. Iată alte posibile cadouri de oferit în seara de Moș Nicolae. Și chiar dacă mai sunt câteva ore până să vină moșul, dacă nu ați apucat să cumpărați ceva frumos pentru cei dragi, e și mâine o zi. Indiferent de crize și reduceri salariale, sărbătorile se apropie și toată lumea așteaptă cadouri. Mergând pe ideea că gestul contează, Tendințe Shopping îți vine în ajutor cu idei de cadouri pentru cei dragi din viața ta. Dacă dorești să faci cadou soției un produs de ultimă generație pentru a afișa fotografiile dorite sau chiar să ruleze filme realizate de tine, este cazul să urmărești această emisiune Tendințe în Shopping. Noi îți arătăm toate elementele cheie. Astăzi discutăm despre sistemele GPS și ramele foto, niște propuneri foarte bune pentru darurile de Moș Nicolae, și începem cu ramele foto, nu? Da. Pentru domnișoare și doamne, un cadou ideal ar fi o ramă foto. Cum alegem acest cadou? Cum alegem o ramă foto digitală, evident? În primul rând, căutăm o ramă foto care să aibă un display LED sau LCD, să aibă o rezoluție mai bună, să aibă posibilitatea să atașăm un card de memorie sau un stick. O altă funcție ar fi să citească și filme, să ne putem uita chiar și la un film. Deci, cu alte cuvinte, putem să utilizăm această ramă foto și pentru a viziona un film? Da, sunt anumite rame foto care au și această opțiune. Dacă dorești să faci cadou soțului un sistem GPS, rămâi în continuare alături de noi. În general, utilizatorii își aleg sistemul GPS în funcție de marcă și preț. Cât despre domni, că și ei trebuie să primească ceva cadou de Moș Nicolae. Un sistem GPS este binevenit, mai ales dacă aveți mașină. Cum alegem acest sistem GPS? În primul rând, în funcție de client. Dacă este un client care călătorește doar în țară, în România, poate să aleagă un sistem cu harta României, sau dacă circulă în anumite zone ale Europei cu o anumită parte a Europei sau cu toată Europa.
Care sunt criteriile după care ar trebui să ne luăm atunci când alegem un sistem GPS pentru soțul, iubitul, prietenul nostru? Trebuie să alegem în primul rând după dimensiunea lui, după dimensiunea ecranului. Un GPS cu un ecran mai mare o să aibă o hartă mai în detaliu. Un alt criteriu ar fi memoria RAM, care cu o memorie bună va funcționa sistemul mult mai bine, și un procesor mult mai bun. Alături de detectorul de radar, sistemul GPS a devenit pentru mulți români partenerul de nădejde pentru orice deplasare sau excursie în țară sau peste granițe. Care este recomandarea ta pentru telespectatorii care vor să cumpere un cadou de Moș Nicolae, dar nu știu ce să cumpere? Să vină la noi la Media Galaxy. Condimentele sunt utilizate de secole nu doar pentru a da gust și savoare mâncărurilor, ci și pentru proprietățile lor medicinale. Studii recent realizate susțin că mirodeniile promovează sănătatea și bunăstarea organismului. Sătui de alimente sintetice, sucevenii pot opta pentru o masă cu alimente bio. Meniurile și produsele bio sunt în vogă. Au apărut deja restaurante care clienții pot comanda un mic dejun pregătit exclusiv din legume sau lactate cumpărate direct de la producători de alimente bio. Magazinele din care pot fi procurate alimente bio sunt și ele destul de puține. Făina sau mălaiul bio, ciocolata, condimentele se numără printre cele mai căutate produse din acest magazin Plafar. Clienții pot cumpăra aproape tot ce își doresc pentru a mânca sănătos. Își pot prepara singuri folosind alimentele aduse de la Plafar un mic dejun. Mai este până de Crăciun, deocamdată suntem într-o perioadă de post și ce altceva putem să facem atunci când gătim o mâncare decât să punem condimente, condimente care, dacă mai sunt și bio, înseamnă că totul este ok. Ce condimente găsim astăzi la Plafar? La noi puteți găsi o varietate foarte mare de condimente, începând de la condimente în stare pură, să zic așa, cum ar fi semințele de cardamon, piperul sub formă de boabe sau scoarța de scorțișoară. Puteți găsi și condimente măcinate, cum ar fi boia iute, boia dulce, turmericul măcinat sau amestecuri, cum ar fi curi iute, curi dulce, voc amestec iute sau dulce pentru diverse mâncăruri, fripturi, orez, salate. Și pentru că astăzi vorbim despre mâncare și despre alimente la tenințe în shopping, vreau să te întreb câte puțin despre micul dejun. Micul dejun reprezintă masa cea mai importantă din timpul zilei și furnizează aproximativ 25% din energia necesară pe parcursul zilei, energie pe care nu mai putem recupera cu alte mese. Totodată este sănătoasă și poate să ne protejeze stomacul de unele afecțiuni, cum ar fi ulcer, gastrită sau chiar afecțiuni cardiovasculare. Pentru că este cea mai importantă masă din zi, ce alimente trebuie să consumăm la micul dejun? Este recomandat să folosim alimente bogate în carbohidrați și fibre, cum ar fi fulgi din cereale, în amestec sau simpli cu lapte, deoarece ne aflăm în post, putem foarte bine să înlocuim laptele de vacă cu lapte de orez sau de soia, produse pe care le puteți găsi și la noi. Hrana modificată genetic sau iradiată cu grăsimi hidrogenate, vegetale, euri, zahăr și uleiuri rafinate și alte ingrediente care îi fac să vrea tot mai mult fără să-i sature, ca să nu mai spunem de dezechilibru hormonal pe care îl provoacă. Hrana sănătoasă joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea armonioasă a copiilor noștri, în timp ce hrana procesată a pierdut mulți nutrienți valoroși. Masa de dimineață ne asigură un aport de energie pentru toată ziua și tocmai de aceea vom fi mult mai energici, mai dispuși pentru efort intelectual, fizic. Totodată, mâncând dimineață, putem foarte bine să renunțăm la gustările din timpul zilei și astfel încât să renunțăm la câteva kilograme în plus pe care nu ni le dorim. Deci, cu alte cuvinte, avem numai beneficii atunci când nu sărim peste micul dejun. În primul rând că nu ne îngrășăm, suntem bine dispuși și avem toate resursele necesare pentru a duce la bun sfârșit o zi foarte aglomerată. Vă prezentăm câteva dintre avantajele principale ale consumului de alimente ecologice. Garanția respectului față de natură și față de om prin certificarea autorizată. Un corp mai sănătos prin calitatea ingredientelor folosite, provenite din plante nemodificate genetic, cultivate fără îngrășăminte chimice prin lipsă de conservanți, parfumuri sau arome artificiale. Pentru cei care vor să renunțe la cafeaua de dimineață, Plafar are soluția.
Da, recomandăm celor care doresc să renunțe la cafea să apeleze la ceaiul verde sau ceai negru, care au efect energizant, antioxidant. Pentru cei care nu doresc produse cu cofeină, putem să le recomandăm cicoarea, care este foarte bună, are un gust asemănător cu cappuccino sau cu cafea sau cu lapte. Nu este energizant, în schimb are efect diuretic și stimulează digestia. Și este un foarte bun substitut al cafelei. De asemenea, vorbim despre foarte multe alimente bio aici la Plafar. Văd că este și o ciocolată care poate înlocui cu succes ciocolata clasică, tradițională. Nu în ultimul rând, sunt și foarte mulți biscuiți. Da, exact. Sunt biscuiți din făină integrală de grâu. Avem chiar și biscuiți din făină integrală de orez pentru cei care sunt alergici la gluten. Produsele nu conțin ouă sau drojdie, pot fi consumate în timpul postului. Sunt făcute cu adaus de zahăr din trestie de zahăr nerafinat, fiind astfel mult mai sănătos pentru organism, sare de mare, cu o concentrație mai scăzută în iod, sau sare de Himalaya, care iarăși este recunoscută pentru proprietățile ei. Și toată lumea știe că băuturile carbogazoase sunt foarte nocive organismului și putem să locuim aceste băuturi cu niște băuturi bio, da, de aici, de la Plafar. Cu sucuri naturale, care sunt extrase din pulpa fructelor sau o combinație de fructe cu legume, de asemenea foarte benefică, care sunt foarte bune pentru micul dejun, pentru copii și pentru adulți. Care este recomandarea ta pentru telespectatorii care urmăresc această emisiune Tendințe în Shopping? Cum pot ei să aleagă niște alimente potrivite pentru organism și sănătoase? Prima mea recomandare ar fi să nu sară peste micul dejun, indiferent în ce ar consta acesta. Bineînțeles, să aibă grijă să fie alimente sănătoase. Dacă preferă sandwich cu mezeluri, de exemplu, sau brânzeturi, acestea să fie cât mai puțin procesate și cât mai sărace în euri. Și să aleagă și după gustul lor. De exemplu, dacă doresc cafea sau doresc un suc, neapărat, dar numai să nu sară peste micul dejun, pentru că este cea mai importantă masă din zi. Shopping City Suceava a pregătit pe 26 noiembrie clienților un cadou deosebit, o prezentare de modă ca la carte. Dacă săptămâna trecută v-am prezentat în cadrul emisiunii Tendințe în Shopping primele 5 colecții de pe podium, astăzi continuăm să vedem celelalte colecții. Much too short, too lazy to go to work. So I'm waiting for the rain to fall. Give me a break, a time to rest, to free my mind. I remember.
vers les rêves volants du soleil, avec un sourire délicat, comme un cocktail de miel et chocolat. La beauté est une simple chose, un arc-en-ciel, une cascade de roses. Rule by greed, playing with the world at a reckless speed, and the burning resources of every nation, ruling the world with the modernization, cause they wanna rule all nations, Arabian, black, white, mix, and Asian. In this case, there's no discrimination, ruling the world with capitalization, and a so-called globalization, a way of life, selling you salvation, faith or fear, it's a dangerous situation. Just believe now, cause your life it is so strong it can move mountains of faith. Finalul unei noi emisiuni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați să vă lustruiți pantofii, pentru că în această seară vine Moș Nicolae. Ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!